Interpelare adresată domnului Bogdan Aurescu, ministrul afacerilor externe. Obiectivul interpelării: rezolvarea în mod urgent a situației familiei Rotundu din Danemarca, precum și nevoia de a reglementa procesul prin care respectarea drepturilor constituționale ale cetățenilor români aflați în afara granițelor țării privitoare la copii să fie monitorizată și protejată. Stimate domnule ministru, situația nenumăratelor cazuri în care, în mod abuziv, cu explicații sumare, în numele presupusului interes superior al copilului, familii de români care locuiesc în afara granițelor țării au rămas fără copii, deoarece aceștia au fost plasați sub măsuri de așa zisa protecție, reclamă reacții urgente din partea statului român. De foarte multe ori aceste cazuri au fost prezentate în mass media. Sunt multe situații în care, prin efort diplomatic, politic și civic, respectivele sisteme de protecție activate au fost forțate să aducă copiii înapoi în sânul familiilor apartenente, exemplu familiei Bodnariu din Norvegia, familia Furdui din Germania și multe altele. Cine însă răspunde pentru trauma separării atât a copiilor cât și a părinților? În ce mod statul român protejează proprii cetățeni de astfel de răpiri? Pentru că în cazul în care nu sunt cu adevărat motivate, abuzul acesta este o răpire instituționalizată. Dincolo de obligațiile constituționale ale statului român de protecție a drepturilor propriilor cetățeni, având în vedere numărul mare de astfel de situații și faptul că sistemele de protecție ale copiilor sunt specifice fiecarei țări în parte, se impune luarea unor măsuri coordonate pentru protecția acestor familii și a drepturilor lor. Mai mult, este absolut necesară accesibilitatea și ușurința semnalării unor astfel de abuzuri pentru familiile confruntate cu acest tip de dramă. Nu uitați, domnule ministru, de faptul că sunt, de regulă, oameni simpli. În lumina crizei actuale a familiei Rotundu din Danemarca, respectuos vă adresez solicitarea de a dispune măsurile de protecție a drepturilor lor cetățenești și de a preciza în scris pașii făcuți până acum. În numele obligațiilor constituționale, având în vedere numărul alarmant de cazuri la nivelul ministerului pe care îl conduceți, vă rog să precizați în același mod scris care sunt măsurile luate pentru a putea interveni în astfel de spețe și precizarea strategiei dumneavoastră pentru prevenirea și monitorizarea situațiilor de acest tip. Menționăm că dorim răspuns în scris. Vă mulțumesc!